I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my... Ok, salut, salut! Astăzi suntem la un nou live pe jocul ăsta interesant, de data aceasta cu un pic mai multe detalii despre jocul ăsta. Data trecută am închis live-ul la un stadiu destul de devreme, gen că am jucat 40 de minute, cred. Dar de data aceasta o să putem să jucăm, cred că, un pic mai mult. Totuși avem aici jocul, trebuie să jucăm să ajungem să-l mai câștigăm încă o bază, mai avem încă o bază de cucerit. Și totodată m-am aflat o chestie care e destul de interesantă și care eu nu mi-am dat seama la început. Dar noi avem aici la Perks, avem opțiunea de a upgrada caracterul nostru. Așa că putem, avem aici o grămadă din astea. Și noi avem și puncte aici, 12 puncte valabile pentru upgrade. Așa că nu știu, mă gândesc să punem unul pentru acest crate. Pentru că am găsit... o grămadă de crate-uri din astea închise, dar noi nu aveam cheie ca să le deschidem, dacă țineți minte din live-urile trecute sau din episoade. Așa că astăzi o să încercăm, o să upgradăm mai întâi pentru ăsta, pentru că e destul de important. Ok, și mai rămânem cu încă 6, care, sincer, habar nu am care anume să-l facem, gen. Hold it, toată... Ok, și ăsta tot e unul, cred că destul de bun.
ca să avem un grapple din ăsta și să reducă din falling damage atunci când cădem jos, să reducă din falling damage. Cred că ăsta e bun. Ok. Și hai să vedem. Mai avem aici repair. Ăsta nu chiar ne trebuie. Gliderul ăsta. Bă, și gliderul cred că e o opțiune destul de bună, gen. Așa că hai să upgradăm și gliderul. Și mai avem un punct care, sincer, nu avem cu ce să-l folosim. Nu avem pe ce să-l punem. Ok. Și acum, dacă țineți minte, data trecută am ajuns să facem... Aici mai avem o misiune care să upgradăm Prosperity, numai că încă misiunea asta încă habar n-am cum să o facem, dar putem să găsim aici, putem să găsim toate fotografiile, toate locațiile, sau putem să căutăm, de fapt nu știu mai exact care anume putem să le facem, astea le avem deja completate. E un pic cam așa ciudat, gen. Astea încă nu știu cum să le găsesc, pozele astea. Box full, track leader, fotografii. Nu știu, hai să vedem pe mapă. Poate avem acolo ceva de făcut. Ops, am ieșit din greșeală. Bam. Hai să vedem mapa. Poate avem vreo misiune, ceva specifică. Astea de aici știu că sunt misiuni din astea secundare, gen. Noi putem, cred că putem să mergem undeva la o misiune din asta principală, să câștigăm teritoriu și așa mai departe. Avem un câine aici, un Timber Side Mission. Bă, am putea face chestia asta, sincer. Ups, din greșeală am ieșit iarăși. Mamă. Hai să vedem, putem să punem cumva, să mergem aici, să facem misiunea asta. Nu prea văd, că nu prea avem opțiunea asta. Ok, ăsta e caracterul nostru. Hai să vedem dacă putem să le mai customizăm cu ceva. Ok, în partea de sus, da, văd că sunt haine noi. Hainele astea nu le-am avut înainte. Hai să luăm asta, cred că e ok. Și hai să vedem, putem să mai punem și altceva? Ok, mai avem și altceva, o să o îmbrăcăm așa, vedem aici de jos, cred că așa e perfect. Și cu asta, cred că astea două se potrivesc de fapt. Sau... e un pic ciudat, ai răcit. Da, am răcit, din păcate am răcit. Dar nu-i bai, o să-mi revin, cred, să sperăm că, na. Hai să vedem aici ce mai avem de făcut. Bă, pantalonii ăștia, aș putea să iau pantalonii ăștia în locul acelalți, pentru că cred că arată un pic mai bine. Mănuși, avem alt fel de mănuși, ok, avem mănușile astea. Și... oh, avem și costumuri din astea întregi, gen full costume, ok. Da, astea nu prea îmi plac mie, așa că nu știu, hai să vedem pe aici, avem ceva. Bam, bam, nu, e ok. Oh, din greșeală am selectat astea, ok, o lăsăm așa pentru că nu prea contează cum arată caracterul nostru. Dar hai să vedem la misiune aici, să vedem unde putem să ne ducem, gen. Astea, să, putem să facem misiunea asta să găsim fotografiile, dar nu știu mai exact unde anume ar trebui noi să găsim fotografii. Mamă, ce s-au deci? Ok, hai să vedem, ne trebuie o cale de transport, gen. Că o să încercăm mai întâi să ne ducem înapoi acasă să vedem cum upgradăm noi Prosperity, gen, casa aia care o avem noi. Avem și aici misiunea. Bam. Și ne trebuie o cale de transport, gen. Nu mai știu unde ne-am lăsat noi ATV-ul ăla. Sau putem să luăm astea a lor. Mamă, au plecat ei. Opriți-vă un pic. Aici sunt și ceva sclavi luați de ei sau ceva în stilul ăsta, așa că dacă îi împușcăm și le furăm mașina asta, îi oprim și putem salva o persoană de la moarte sau ceva de genul, pentru că, na, ăștia care ne jucăm noi, dușmanii noștri, să zicem, nu prea sunt niște oameni foarte buni. Văd că aici sunt inocenți, ok. Păi, se tot aud chestii pe aici, dar nu... A, aici se iei. Bam, 200 direct în cap, headshot, ce să mai... Din păcate ăsta e stricat, mamă, cam nașpa. Hai să vedem, putem să colectăm de aici chestii, ok. Zona asta n-am văzut-o. Bam, mai avem și aici chestii. Aici nu putem să facem nimic. Mai e ceva pe aici, nu prea pare să mai fie nimic, ok. Hai să vedem cum ajungem. Am putea lua ATV-ul ăsta, dar să sperăm că nu bubuie până ajungem acasă. Unde e fata aia care a venit cu noi? Hop, s-a urcat aici. Bam. Dar acum în ce direcție e casa noastră, gen? Prosperity... Hai să vedem un pic pe mapă, gen. Map, ok.
Și Prosperity e aici. Travel. Oh! Aparent acasă putem să ajungem direct fără să mai mergem noi cu mașina aia sau cu mașina sau fără să mai mergem noi așa pe jos până aici. E ok. Suntem la Prosperity. Hai să vedem cum upgradăm noi. Health Garden. Ok, hai să vedem aici. Nu putem upgrada asta. Ok. Mai avem și altceva pe aici. Hai să mai vorbim un pic cu băiatul ăsta, pentru că știu că băiatul ăsta are de obicei multe de zis. Ok. Ok. Hai să vedem, asta nu e prea important, dar putem să ajungem la fata aceasta, femeia aceasta. Ok. Și mai avem aici, văd că putem să ajungem și aici, așa că putem să punem un loc, nu știu, ceva, să salvăm asta locul. Mai mult prin mapă, pe aici o să îmblăm în episodul de astăzi, cred. Ok, hai să vedem, avem aici, nu, trecem așa, bam, bam, putem să ajungem aici să vedem care e treaba și aici. Ok, deci asta e următoarea noastră misiune, gen, sau misiune secundară, nu neapărat misiune. Hai să vedem, să luăm o mașină, ceva. Cred că dacă ieșim pe aici ar trebui să fie o mașină spawnată la ieșire. Dacă nu o spawnăm noi, nu-i baiu. Ok. De unde o spawnăm? Cred că de aici. Totuși e noapte, nu știu dacă putem să dormim cumva. Oh, putem să craftăm motocicleta. Și mașina avem de craftat. Tractor dacă vrem, ok. Hai să facem asta, gen. Ok, avem de... Mamă, avem deja asta aici. Hai să vedem, e afară aici cumva? Nu e aici afară. Cum o selectăm noi să fie afară? Drive? Yes? Ok, ar trebui... Oh, ok, ok, acum s-a spawnat mașina aici. Ok, suntem șmecheri, uitați-vă ce mașină șmecher avem. Hai să intrăm în mașină, bam, bam. Și să mergem la destinație. Fata asta aparent merge peste tot cu noi și, da, un pic ciudat. Dar e ok, bam, bam, bam. Și avem și muzică aparent la mașina asta. Dar putem cumva să oprim muzica? Bă, nu prea pare, nu prea mi-apare opțiunea de a opri muzica, dar sperăm că nu-i copierează ceva chestii. Stick Liviu a donat 1 euro, mersi Liviu, pentru donație. Mamă. Ok, acum aparent auzi și donațiile, că până acum n-auzeam donațiile. Dar nici ăsta de donații, nu știu cum de încă e acolo, gen, care trebuia să dispară, dar ok, mersi pentru donații oricum. Hai să vedem acum la misiunea aici la noi. Trebuie să mergem, nici nu știu cât mai aveam, o să vedem deja la urmă. Bă, cred că sunt de ăștia în spatele nostru, pentru că mi-a arătat săgeată de inamici în spate sau ceva de genul. Ups. Așa. Mamă. M-am uitat să verific o chestie, n-am mai fost atent la drum și m-am dus. Mamă, gata, 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 gata. O luăm pe drum încet, așa. Totuși nu știu dacă pot să dorm cumva și să se facă zi. Aparent ne apare misiunea aici, putem să facem ceva aici. Hai să vedem jos din mașină și să vedem care e șmecheria aici. Totuși hai să vedem, putem să, ups, putem să facem o armă, ceva. Am cam avea nevoie și de arme. Caracter, inventory. Ok. Oh, putem să upgradăm. Oh, chestia asta e destul de șmecheră. Bam. Și cum o, nici nu știu cum o creăm, măcar. F. Nu-i pe F. Avem și un club. Bă, ăsta nu prea avem nevoie noi de chestiile astea. Da, o, sunt și itemele legendare, epice și așa mai departe. Deci e destul de interesant. Și asta cum o construiesc, gen? F. Nu. Ok, habar n-am cum se construiesc astea, pentru că apă să se construiască, dar apare nu se construiește nimic. Așa că o să ieșim. O să mergem la atac cu arma asta care o avem noi. Bam, bam. Hai să vedem care e treaba și aici. Mamă, a trecut așa pe lângă noi, lăsă deja. Mamă. Da, bă, un pic, bă, până mi se încarcă arma mie.
Mama, ăștia-s cu shotgun-uri, cu chestii. Hai să ne dăm repede un medkit din asta. Va trebui să luăm arma de la ăsta pe care l-am omorât noi acum. Să vedem dacă reușim sau dacă are măcar o armă ceva pe aici pe jos. Pistol. Bă, nici nu putem să luăm pistolul măcar. Ok, hai să mergem mai departe. O, fata aceasta am omorât pe toți. Aparent e util să avem pe fata asta cu noi. Ok. Hai să vedem. Văd că este pe aici pe sus. Cum intrăm noi în zona asta? Habar n-am. Dar știu că sunt lucruri de colectat. Ce e aici? Ce e asta? Bă, nu mi-apare să fac ceva aici. Ciudat. Hai să vedem cum intrăm noi în casa aceasta. Ar trebui să merg cumva aici sus, cred. Și de aici să mă urc undeva sus pe acoperiș. Sau putem să intrăm pe aici? Nu. Mamă. Hai să vedem pe aici cum mai exact intrăm noi în casa asta, pentru că știu că trebuie să fie loot bun ceva aici. Așa că hai să vedem repede. Ui, pe aici putem să urcăm lejer. Ok. Bam, bam, aici avem niște căi de aerisire. Pe aici mai avem ceva de colectat. Loot, bam, bam. Mai avem și aici ceva. Ok, aparent mai e și acolo ceva, să nu uit să merg să văd care e treaba. Fata asta s-a urcat cu noi aici pe acoperiș și n-are nicio treabă. Ok, mai avem pe aici niște scrap-uri din astea. Asta cred că sunt pentru mașină, gen. Bam. Trebuie să găsim 6 bucăți din astea, ok. Mai avem aici una. 3 din 6. Ok. Și ar trebui să mai găsim pe aici pe undeva niște din astea, dar aparent nu prea văd eu. Hop. Mamă. Ok, o să lăsăm partea asta aici. Ok, în sfârșit se face și dimineață. Opa. O omorâm. Avem o grămadă de vipere din astea care vor să ne muște, gen. Un pic cam interesantă chestia asta, dacă mă întrebați pe mine, dar n-am. Avem minge aici. Mamă, interesant. Ok. Și nu mai avem nimic, cred că, pe aici, pentru că m-am cam uitat și nu prea văd nimic să se afle pe aici prin jur. Așa că hai să ne întoarcem la mașină și să mergem direct la zona aia. De, mai avem cu 800 și ceva de metri până acolo. Văd că mai avem aici un cetățean care ar trebui, cred, să vorbim cu el sau ceva. Putem vorbi cu el. Oi, trader, ok. Putem să facem trade aici. Și avem aici hărți care văd că toate sunt blocate. Ok. Putem să craftăm niște din astea gloanțe pentru armele noastre. Și mai era ceva acolo care n-a reușit. Trade. Putem să vindem astea. Acum înțeleg care e treaba cu animalele astea, gen. Noi putem să vindem carnea și blânurile și așa mai departe pentru ceea ce au ei. Gen, ne dă diferite chestii, gen, utile cu care să craftăm arme, să craftăm mașini și așa mai departe. Ok, deci chestia asta e interesant. Nu știam de asta. Ok, mai avem aici un lup. Un lup, ar trebui lupul să fie scump, gen, că e unul dintre cele mai periculoase animale, cred. Ok. Acum hai să mergem la mașină și să mergem direct la misiunea asta principală care o avem. Sau cred că principală. Hai, nu mi-apare opțiunea. Ok, așa. Bam, bam. Hai să mergem. I'm good, let's go. Ok. S-a urcat în spate. M-am speriat. Zic, bă, da unde-i fata, că ar trebui să fie cu noi. Ok. Mai avem încă 700 de metri. Melodia asta nu știu cum să o opresc, că sincer nu prea îmi place mie melodia de la mașina asta. Dar nu o să mai zicem nimic, gen. Op, facem drifting. Era mișto dacă aveam opțiunea de third person, gen, să văd mașina din exterior. Pentru că așa era un pic mai... Na, era mai puțin realistic, dar era un pic mai ok, gen vizual, să conduci, să chestii. 500 de metri. Bam, am scos pistolul, hai să vedem, poate întâlnim dușmani pe aici. Am uitat cum se numesc ăștia, dar na, vedem după. Bam, 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 încă 300 de metri. Ok. Bam, 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 bam. Poate între timp găsim și noi niște misiuni din astea. Poate până ajungem acolo găsim și misiuni din astea. Ups. Ce e asta? Dificultatea de 4. Bă, cred că de aici ar trebui să o luăm noi pe jos.
că nu sunt sigur de ceea ce se întâmplă după. Ok, hai să mergem un pic stealthy, putem să ne punem stealthy? Ok, dacă mergem așa, nu ne aude. Ok, asta e o parte bună. Hai să vedem. O să mergem așa încetișor, pe la spatele lor și o să-i atacăm, gen. Ok, nu, ciudat că nu ne aud, gen, exact în fața lor și nu ne aud, nu ne văd. F, bam. Ok, ok, noi putem să facem chestia asta stealthy pentru că nu am armă, ar fi mai ok să facem chestiile stealthy. Așa că cred că asta o să și facem, gen. Mai avem și aici încă cineva, dar numai că e un pic cam plictisitor așa stealthy până ajungi la ei, până nu știu ce. Ok, o să-i luăm arma lui ăsta și hai să vedem ce au ei. Oooo, ce s-a întâmplat, mă? Ok, hai să-i dăm focul ăsta. Bam, 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 bam. Bă, ce cu arma asta, că nu merge să-i dau foc. Așa, trebuie să fiu mai, la mai în apropiere ca să pot să-i dau foc. Ce e aici? Unde e celălalt care ne atacă pe noi? Văd că a murit deja. Bam. Hmm. Păi mi-a tot dat cineva cu bombe în cap, dar nu știu de unde. Ciudat. De unde trag ăștia mai exact? Nu. Mă joc de aprinsele cu ăștia, că eu fugăresc și ei fug de mine. Bam, bam, bam. Ok, am dat foc, e bine. Oh, mai vine o bombă la mine aici. Bam. Oh, mai e unul aici, ok. Mamă, m-a dat jos ăsta. Bam, ok. Și mai era unul. Unde tot trag ăștia, bă? No, Living că e activ aici pe live, e ok. Bam, 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 bam. Bă, încarcă dat arma asta. Bam, 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 bam. Ok. Trebuie să folosim un medkit pentru că suntem deja low HP. Bam, 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 hai să mai vedem care e spilul pe aici. Nu mai văd pe nimeni. Dar ăștia aparent se tot spawnează pe aici. Ăsta are vreo armă ceva, că trebuie o altă armă. Uuu, aici e o armă bună. Hai să vedem. Ui, aici unul. Hop. Bam. Mamă, ce bună e arma asta. Ok, mai sunt sau... mai e unul aici. Hai să vedem, hai să mai... Cred că ăsta e ultimul care a rămas. Și ăsta și ce cu... Cum se numesc? Cu bombele. Ăsta ne tot dă bombe nouă. Ce s-a întâmplat? Băi, ce s-a întâmplat? Ok, cred că am cucerit ăsta de aia și... Îmi arată animațiile astea. Ok. Ok. Acum cred că ar trebui să mai mergem iarăși pe teritoriul ăsta și să descoperim chestiile, să vedem ce putem colecta. Ok, de, nu mi-a zis nimic interesant, dar na, ca idee. Hai să vedem, nu știu dacă trebuie să mergem pe aici și să găsim lucrurile, dacă trebuie să colectăm ceva lucruri. Avem aici un om. Ok, zice că nu sunt idioți și se bucură de ajutorul din afară, cică. Sau, cred că noi trebuie să mergem și să vorbim așa cu oameni, să mai găsim oameni de ăștia pe teritoriul ăsta. Ui, mai e aici cineva?
tricked out her bunker to keep the highwaymen out and her supplies in. You have to see it. Ok, hai să vedem dacă mai putem crafta ceva arme. Nu arme, muniție, arme. Sau? Nu, no, nu mai putem. Ok, ok. Hai să mai vedem, poate mai găsim ceva interesant pe aici. Bam, bam. Ceva scrisoare era pe acolo. Nu prea ne interesează scrisorile. Avem aici un chest. Ok. Pe aici deasupra putem urca. Da. Nu se află absolut nimic. Ok. Presim că acolo sus ar trebui să fie ceva. Gen pe scara asta la final ar trebui să fie ceva. Păi avem muniție, dar muniția asta nu prea ne ajută. Asta un pic, că stai, că noi ar trebui, dacă sărim de aici, ar trebui să putem zbura, gen. Nu, bă. Ok, vine fata asta să ne ridice. Mamă, cum am căzut aici? Cling to life. Oh my god, până vine fata asta, mai murim o dată. Dar pe cum activam eu opțiunea gen să sar? Că ați văzut că, na, mai oprea din falling damage sau ceva de genul. Ciudat, ok, mersi că m-a ridicat. Nu știu dacă mai avem ceva, dar aparent noi am pus ăsta un pic mai încolo, nu era chiar aici. Pentru că noi deja am ocupat toată zona asta, dar noi am pus să ne mergem la 100, mai avem cu 100 de metri de mers. Sau nu, suntem aici, ok, ok. Mai avem și câinele ăsta, care nu știu care e faza cu el, dar o să mergem chiar acum la el. Hai să mergem direct la mașină, gen. Mașina noastră e aici, a? Cred că da. Hai să ne urcăm și să mergem, că din câte știu pot să iei câinele ăla ca ceva câine de companie sau ceva de genul. Dar acum să vedem și unde e mai exact. Oh, iarăși să aici. Iarăși să aici. Hai că-i pește, oprim repede. Bam, bam, bam. Sunt 3 persoane. Bam, 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 bam. Și mai era cineva pe aici, cineva. Bam. Headshot direct. Ce să mai vrei de la viață? Ok, văd cum mai e cineva aici. The highwaymen are going after us and New Eden. No one is safe. Ok, nimeni nu e sigur că oamenii ăștia highwaymen vin după noi. Ok. Noi bai. Gata, i-am oprit pe ăștia. Hai să vedem dacă au ceva arme mai mișto decât a noastră. Avem scut care nu prea avem ce face cu el și avem un shotgun care, sincer, e cam inutil, gen. Acum hai să mergem acolo la câinele ăla. Oh, de data aceasta s-a urcat în față, de obicei se urcă în spate. Bam, bam, bam. Acum să-mi dau eu seama unde, că nu mergea să punem punctul pe hartă, gen. De aici. Hai să vedem pe hartă, să nu mergem prea departe. Ok, mai avem un pic de mers. Să selectăm, putem să selectăm așa. Oh, ok, deci aparent putem să selectăm astea, numai că nu știam eu cum. Mai exact, ok, hai să mergem. Mergem după ăsta. Iarăși muzica asta mișto pe aici. Uitați ce grafic are jocul ăsta, gen. Mai mult de atâta nu pot să zic nimic, gen. E prea mișto. Dacă luăm pe aici pe de-a dreptul, bă, cred că ajungem mai repede. Hai să încercăm, să facem o nefăcută, gen. Cred că probabil să ajungem direct la câinele ăla, fără să mai înconjurăm tot drumul ăla, să facem tot drumul ăla. Bam, 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 bam. Și mașină bună avem, aparent. Urcă, n-are treabă. Bam, ok. Hai să vedem unde este câinele ăla acum. Bă, că sunt și păsări în jocul ăsta, e ok. Avem aici spring, ok. Bă, de ce nu moare asta? De ce nu murea ăla? Ah, moare, dar un pic mai greu. Uitați că îi dau în cap și nu moare. Bă, mamă, ce mi-a dat. Ok, use medkit, hai să folosim medkit-ul repede. Bam, l-a luat pe la spate, ok. Aici o să avem nevoie de shotgun. Pentru că, na, sunt mai mult luptă de asta de apropiere. Doar că unesc în câinii. Și, mamă, ce-a pățit săracul câinii aici.
Ok. Pe aici? Bam, ok. Și avem aici un câine, hai să salvăm acum. Pet the scary dog. Ok, trebuie să-l mângâiem într-un fel. Op, cum e și mamă? Mai avem și altceva pe aici. Putem să deschidem asta, ok? Ce s-a întâmplat acolo? Mamă, ce s-a întâmplat? Bă, ce s-a întâmplat aici? Mamă, mi-e și să văd care treaba și aparent am murit și eu și fata aia. Nu știu acum unde neapărat ne spawnează, dar... Da. Hai să vedem, hai să vedem. Acum, bă, apare ne-a spawnat tot pe aici, pe undeva. Bă, e ok. Hai, acum trebuie să intrăm, să nu zic că începem iarăși de la început. Cred că avem iarăși două medkit-uri. Câinele ăla iarăși se aude pe fundal, ok. De data aceasta nu știu ce să fac cu arma aceasta, pentru că nu prea e bună. Dar să încercăm să luăm așa unul câte unul. E absolut inutil arma asta. Bă, a scăpat shotgun-ul. Bam, ok, vedeți? Cu arma asta am dat doar un singur shot și l-am omorât pe ăla deja. Ok, deci aici nu era nimic, din câte țin minte. Bam, hai să salvăm câinele. Ok. Și știu că afară, acum de data aceasta, știu că afară o să ne aștepte ea. Așa că hai să vedem ce mai e pe aici. Oh, aparente deschisă. Picklock, putem să deschidem deja astea. E bine. Bam, 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 merge situațiunea cam greu, dar măcar acum putem să luăm lootul dinăuntru. Și lootul ăsta e destul de valoros, gen, cât am observat. Aici mai e ceva, nu mai e nimic. Putem să deschidem și astea de aici, aparent, da? Sau putem să le împușcăm, cred. Nu, nu mergem împușcate, trebuie să le deschidem așa manual. Ok. Le deschidem și pe astea, afară să n-aibă fata aia probleme acolo, pentru că... Putem să deschidem asta, da. Ok, putem să salvăm câinii ăștia. Bă, nu prea pare, dar apare... Ah, ok, iese, e singur, ok. Mai avem încă o ușă și am terminat și cu zona asta. Nu știu ce tot face fata aia acolo. Dar data trecută, înainte să murim, era cineva afară care ne aștepta și să ne omoare sau ceva de genul. Ușa, cum mai este? Hai, sunteți gata de atac, gen? Mamă, n-aveam, nu era încărcat arma. Mamă, nu era încărcat arma. Trage odată. Ok, mai e cineva aici. După gratie nu prea merge. Bam. Mamă, un shot am dat. Când ești acum, cred că s-au noștri. Bam, bam. Ok. Bă, că mai trebuie să mergem undeva. Dar mă bucur măcar că câinii ăștia sunt salvați, gen. Bam, bam, bam. Deci noi avem treabă. Unde e câinele ăla? A dispărut deja. Avem, putem să colectăm de aici lucruri. Mai trebuie să deschidem ușile mai întâi. Hai să vedem și aici. Bam. Ok, aparent acum sunt o grămadă uși de deschis. În stilul ăsta. Deci, ceea ce am făcut noi aparent e destul de a fost destul de bine, gen, mai ales pentru misiunea asta. Pentru că înainte nu puteam să deschidem ușile astea, acum putem lejer de vară. Aici înăuntru cum intru? Pe partea cealaltă. Mamă. Hai să facem și misiunile astea și chestiile astea și... Ae. Bam, bam, bam. Pitlock. Bam, s-a deschis și asta, cred. Am luat loot-ul. Și ar mai trebui mai ieși aici ceva. Dar aici înăuntru aparent nu prea pare să fie nimic. Și pe partea cealaltă trebuie să mergem să mai deschidem încă ușa și cam aia e tot gen. Bun, mai avem ușa asta și cred că ăsta e singurul loot care a mai rămas să colectăm de aici. Dacă nu, acum o să mai mergem să mai verificăm cam care stă treaba, cam cum stă treaba pe aici și aia e, plecăm după. Bam. Aici cred că am luat gloanțe pentru din aia bazuca sau ceva de genul. Mai avem un câine aici.
Hai să vedem dacă putem să facem ceva la câinele asta. Putem să luăm săgeți, cred că putem să luăm săgeți dinăuntru. Și ca să se deschide, merge cam greu situația pe aici, dar măcar funcționează. Arrows e full. Ok. A rămas blocat înăuntru. A, nu, pe aici e. Ok. Pe aici e ceva, nu pare să fie nimic. Aici e câinele. Ne tot arată ceva aici, opțiune jos, care nu înțeleg ce anume ne arată, gen că noi am colectat parcă lucrurile de aici. O, avem aici câinele pet. Ok, acum dacă mergem, probabil să vină după noi. Dar, uite ce frumos e câinele ăsta, mă. Wow. Ok, deci am terminat misiunea aici, cred. Da, ok, am completat misiunea. Hai să vedem ce mai putem face acum. Văd că acum avem pet. Ok, deci câinele ăsta cred că o să ne ajute în misiune, gen. O să vină după noi. Probabil să vină după noi așa, oriunde ne ducem să vină după noi și să atace inamicii. Gen, cam asta ar fi logica. Hai să vedem aici, putem să ne punem jos. Da. Ok, mai e un câine aici. Ok, la aștept nu o să-i facem nimic. Cam greu se mișcă fata asta care a venit cu noi, dar, na, partea a doua. Acum ar trebui să mergem, nu știu dacă mai avem ceva de colectat aici. Să sperăm că nu mai avem, pentru că, na, probabil să nu fie, sau să fie ceva important pentru poveste și atunci va fi cam nașpa. Dar, ui, că mai avem cineva acolo. Să încercăm să facem chestia stealthy, gen. Pistolul oarecum scoate pistolul, gen. Jurnal, pix, challenge și inventory. Ok, nu e la inventory. Nici aici noi. Bă, nu mai știu cum scoteam pistolul, dar să sperăm că și asta e bună. Mergem așa mai încet, să ne punem jos. Ui, ce facem asta, luăm așa pe la spate. Bam, 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 încet. Bam, F. Gata, l-am liștinit pe băiatul ăsta. Ok, acum hai să vedem, pe ăsta putem să facem ceva, nu înțeleg ce făcea la ăsta. Na, partea a doua avea bâtă, nu prea ne ajută chestia asta. Animalele acum, de acum o să încercăm să le luăm, să-i colectăm, gen. Care e șpilul aici? Animalul ăsta cred că mai era în re... Mam, hai să încercăm să omorăm măcar câțiva dintre ei. Mai sunt acolo câteva. Ok, atunci nu ne mai batem capul cu ăștia. Și hai să mai vedem, mai sunt aici niște din ăștia. Îi luăm pe toți într-o lovitură. Bă, nu prea a mers. Ok, ăsta. Ce s-a întâmplat aici? Am mai fugit încă vreo 10 metri și după a murit. Ok. Mașina nu mai știu unde mi-am lăsat-o, dar era ceva în zona asta. Da, dar oricum, de fapt, mașina nu ne trebuie. Trebuie să ne întoarcem înapoi la Prosperity, gen la locul ăla nostru. Camila, nu mai știu unde e Camila. Hai să vedem. Aici. Acum putem să upgradăm Prosperity, așa că e bine. Așa, hai să mergem acum acasă repede. Bam, bam, bam. Asta deja o avem cucerită. Ok. După o să trebuia să mai cucerim. Bă, mai avem încă mult de jucat în jocul ăsta, așa că e bine. Travel, hai să călătorim repede până înapoi la Prosperity, la casa noastră, gen. Bam, bam, bam. Hai să vedem. Deci aici upgrade Prosperity, trebuie să găsim, să upgradăm Facility și Specialist. Care nu știu mai exact ce sunt astea. Ok, putem să deschidem asta de aici, care facem arme, cred. Și mai putem să deschidem pe aici infirmeria, care cu arme, din astea, cum se numesc, pentru bandaje și chestii. Da, aici 150, nu am 150. Facilitățile, unde era facilități, nu mai știu. Da, hai să mergem aici și să upgradăm asta, de exemplu. Dăm R, bam, bam. Și acum ar trebui să se upgradeze. Healing Garden, level 1 din 3. Ok. Ok, deci acum avem grădină, dar care e șpilul cu grădina asta? Nu știu, hai să mergem aici sus. Op, 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 op. Hai să mergem aici sus să vedem dacă putem să upgradăm și asta. Nu putem, e prea
Ok, e prea mult, costă prea mult din astea. Și mai avem explozivi lab. Hai să încercăm aici să vedem dacă mai avem destule. Nu avem. Ok, mai avem aici, nu avem nici aici. Ok, deci o să continuăm, o să facem mai multe chestii în episodul următor. Pe episodul ăsta cred că ajunge, nu știu cât avem mai exact, avem 40 de minute. Cred că așa o să ținem live-urile de obicei, vreo 40 de minute. Sau în loc de live-uri o să facem episoade. Sincer, habar n-am la chestia asta, o să scriți voi deja în comentarii după ce se vedeți live-ul ăsta. Sau o să întreb într-un alt episod. Așa că până data viitoare, am fost Daniel. O să încheiem live-ul ăsta acum aici. Hai să-i dăm repede un save mai întâi. Bam, bam. Și